Poezia asta e numai despre Duhul Sfânt. Ești botezat cu Duhul Sfânt? E o întrebare. Pe ce poți tu să spui, da, sunt? Pe ce dovezi? Pe ce cuvânt ai dezlegare? Căci ucenicii s-au rugat cu stăruință și Duhul Sfânt s-a revărsat și astfel pe toți i-a botezat după credință. Abia atunci s-a împlinit măreața așteptare de care Domnul a vorbit, iar ucenicii au simțit divina cercetare. În pieptul lor era un foc venit din înălțime, încât i-a clătinat din loc ca pe Aron și pe Sadoc, preoții din vechime. Și în limbi străine au vorbit să audă fiecare căci Dumnezeu a împlinit ce era scris și profețit din vechea așezare. 120 erau la marea sărbătoare. Evrei oaspeți se mirau când auzau cum ei vorbeau cu câtă înflăcărare. Dar Petru tuturor le-a spus ca toții să priceapă că e botezul cel de sus, cu Duhul Sfânt de la Isus după botezul în apă. Făgăduința-i pentru toți în număr cât de mare – și ai voștri fi și chiar nepoți să poată sluji ca preoți prin Duhul altare. Totuși Petru a rămas uimit deasupra pe terasă când Domnul le-a descoperit că și pe neamuri le-a primit la dreptul de mireasă. Corneliu se ruga duios, sutașul de altă dată, omul de bine și milos, văzându-se că-i păcătos, un înger îi s-arată. Și mesagerul minunat la Iopel îl trimite. Corneliu n-a mai așteptat. La Iope soli au plecat pe Petru să-l învite. Și în casă la sutaș erau adunate și rudele apropiate. Erau cu toții adunați. Acei ce au fost întâi frați cu inime mișcate. Și în timp ce Petru din cuvânt vorbea de Salvatorul, s-a reversat ceresc cuvânt, botezul Duhului Cel Sfânt, mângăitorul, puterea care a dovedit adevărată cale, căci Duhul pe toți a umplut și în limbi străini au vorbit, ca în ziua de Rusali. Samaria, apoi la fel, rămâne în Scriptură din partea Domnului Model, că Duhul Sfânt, e de la el botez și învățătură. Și Petru și Ioan s-au dus acolo cu grăbire și mâinile peste ei și-a pus, iar Duhul Sfânt de la Isus i-a botezat. Mărire lui ei au primit, de ce i-au dat? Putere din putere, că Duhul Sfânt s-a revărsat când ucenicii i-au chemat din ceruri mângăiere. Și limbi străine au vorbit. Altfel, cum se explică că Simon le-a făgăduit argintul său nenorocit? La Corint Pavel, ce frumos, privește mai departe, spunând că trupul lui Hristos e viu, e sfânt, e sănătos și fiecare credincios e mădular în parte și că zidirea e prin har, prin multă înțelepciune, iar dul sfânt, cerescul dar, desăvârșește pe altar a noastră rugăciune. Când tu și tu, prin Duhul Sfânt, te rogi în limbă, neînțeleasă, tu personal, tu te zidești, că Domnului îi mulțumești cu mulțumirea leasă. Dar pentru cel necredincios e semn de întrebare când noi, prin Duhul lui Hristos, cântăm sau ne rugăm frumos în adunare. Biserica poți să o ridici la starea mult dorită, dacă prin Duhul Prorocești, ori limbile tălmăcești, din somnia e trezită. Dar un dezliv să văzători, desfriul, dărâmarea, s-au dovedit de atâtea ori, trântindu-i chiar și pe păstori, și în urmă adunarea. Și dacă în lume falsități și fructe copiate vin și aici răutăți, să îmbolnăvească, cum toți știți, sunt fructele strigate. Dar dacă tu Domnul ești, nu cază rătăcire, că este dar să deosebești, depinde pe ce treaptă ești cu duul de Sfințire. Că sunt atâtea locuri și odăi de luptă și apărare, să-i poți învinge pe cei răi care steau pe dealuri și pe voi aici în adunare. Necredinciosul înțelept, narmat cu falsitate, este pe dalul înalt și drept, dar n-are Duhul Sfânt în piept, ci răutate. Gălăgiosul prefăcut din valea umilită, pare adesea de temut când stă ascuns, necunoscut și tulbură irită. E greu să ajungi până la izvor, la apa cristalină, să asculți nu-i greu, e foarte ușor și e promisă tuturor puterea Lui divină. Și cei din Efes au primit o putere minunată. Când s-au rugat, au prorocit și în limbi străine au vorbit. Scriptura ne arată. Dar ca să primești, trebuie să ceri. Și asta prin credință a Duhului Divin puteri, cum au cerut acei de ieri prin stăruință. Să nu te temi de Belzebut când pâine cer sau pește, că Domnul nu-ți dea un dumut, ci dul Sfânt ce l-ai cerut, aceasta zăruiește. Să nu te temi că îi spitești, dacă te rogi într-una, că scris în Biblie, să îndrăznești și dacă ceri, ai să primești din partea lui Arvuna. Că Duhul e călăuzitor, e cerească bucurie, în încercări ocrotitor, e sfat nespus călăuzitor pe drum spre veșnicie. Iar este râul nesecat ce curge în partea dreaptă în care omul a intrat și de la glez ne-a măsurat până la a patra treaptă. E minun, el este minunatul nor și mana din pustie, e un delenul din ulcior, din vasele pecioarelor, ele și apă vie, ele toiagul lui Aron, care a rodit migdalii, e trimbița lui Gedeon, puterea ce a fost cu Samson în lupta de pe cale. E nardul cel mirositor din vasul cel albastru, e flacăra iubirilor din cântarea cântărilor din a lui Isus mireasă. E un delemn împărătesc a ungeritărie tărie, a cei ce dulți Sfânt primesc, în inima lor ei simțesc nespusă bucurie. El ne inspiră melodii din patria cerească, cântări și atâtea poezii și nesfârșite bucurii din lumea îngerească. E taina de la început care plutea pe ape când cerurile s-au născut, lumina care a apărut din noapte să ne scape. E focul care a declanșat în soare energia și stelele le-a aranjat ca pe o grădină de împărat numită veșnicia. E calculatorul cel precis din lumii dimensiune, creind pământul din abis să fie a lumii paradis considerat minune. Ia universului motor ce pusă în mișcare întregul infinit în zbor, reglând viteza tuturor ce merg fără cetare. El a dat toamne colorit și fraților putere, aurorii strălucit, gândirea scrisă din privit cu veșnică plăcere. Dar Duhul nostru omenesc pe-a lumii îngustă cale și El e chemat la rang ceresc, cu Duhul Sfânt Dumnezeiesc ca în veci să nu mai moară acest al ne e neînțeles, divina transformare, ce se petrece foarte ades cu acei ce Domnul i-a ales pentru răscumpărare. Abia atunci ești botezat, când simțurile toate le a inoit și le a schimbat și în tine pacea a intrat și a Domnului iubire. Abia atunci poți să spui Mesajul, vestea bună, când pe bolnav poți să ridici în timp ce din cuvânt explici din fulgerul cetună. Când tu ai vrea să-i mulțumești în limba ta maternă, însă mișcat de raza Lui tu când spre slava Domnului în limba cea eternă. Când tu ai vrea să-i mulțumești în limba românească, însă deodată îi zbugnești în alte limbi să-i mulțumești de gloria cerească. Abia atunci ești trimis în tainica lucrare, când ai putere, cum e scris, când ucenicilor a spus să stea în așteptare. Apostolii așa au văzut, făcând pe învățătorul, ei pe bolnavi au vindecat și în fața lor i-a ridicat să o vadă tot poporul. Acesta e mesajul ceresc original în toate. Scripturile îl mărturisesc, iar cei ce se împotrivesc nu au dreptate. Așa lucrează Duhul Sfânt. Aleasă mărturie, roade și daruri care sunt bisericilor pe pământ aripi spre veșnicie. Așa a fost și va fi iar înainte de venire, în strâmtorări și chiar amar se va vărsa ultimul har, Du -ul de pregătire. Și în urmă cei ce au adormit se vor scula deodată. Și asta pentru că au primit pe Duhul Sfânt cât au trăit în lumea blestemată. Cu primul stol de porumbei din vatra cenușie vom pleca în zbor, măreți cu ei când s-o sfârși cu anii grei din groaznică robie. Iar ceilalți au rămas jos la marea judecată, că n-aveau Duhul lui Hristos, ci Duhul lumii păcătos, nici inimă curată. Și ce va fi? Ia lui secret, cu botezați în apă. Nu e precis, nu e concret. Poate că scrie un profet că și pe ei scapă. De ce să mă agăț de un fir? Când funia e foarte groasă și pot prin Duhul să respir, Chiar dacă ar fi să mor, martir, eu cred în revărsare. Degeaba aș tot spune eu că stau cu cerul bine. Dacă nu spune Dumnezeu, mărturisind prin Duhul Său, simțindu-L că cu mine. Din cei aleși, sunt mai aleși. Aici e nevală. Dacă îl iubești, nu vei da greș, ci primul sigur ai să ieși dar nu cu îndoială. Din cei viteji sunt mai viteji. Aici e bătălie. În timpul luptei ei stau treji și nu se lasă în vârtej să-i biruie mândria. Din cei iubiți sunt mai iubiți. Aici e Cu Cunoști dar cine-s pregătiți în ceata celor fericiți pe totdeauna? Ești mulțumit cu starea ta atunci e bolnavă, oricum pe loc tu nu poți sta, ori te cobori, ori vei urca. Regresul e stare gravă, ești mulțumit doar să privești splendoarea veșniciei, născut din apă dacă ești. De ce nu vrei să te adâncești în duhul părtășiei? O, cumpănește tot ce am spus și uită-te mai bine! nu cumva ai Duhul lui Iisus, ce ar vrea să-i fii și tu supus, să intre și la tine. Ascultă, dar, cerescul glas, când mai resună încă și vină astăzi cu vas și ia uleiul ce-a rămas și urcă-te pe stâncă, căci iată cerul s-a norat și noaptea e tot mai mare. Te întreb, ești astăzi botezat cu Duhul Sfânt care s-a dat pentru răscumpărare? căci El e ultimul mesaj ce trimbița răsună când vom scăpa de-al morții val, plutind pe marea de cristal cu Sfinții împreună. El ne ajută ca să știm să zicem Maranata, să ne rugăm să stăruim de nuntă să fim gata. Amin.